When you control the game and you receive such când controlezi meciul și primești asemenea goluri, a fost o problemă. Din păcate, la startul reprizei a doua am primit un alt gol și asta ne-a făcut treaba foarte grea. E bine că am arătat reacție. Nu e ușor să joci în deplasare la CFR, să fii să ai dezavantaj de două goluri. The good news I can say for my team. Dar vestea bună este reacția de după goluri. Am reușit să marcăm două goluri, să egalăm. Și la sfârșit cred că e un rezultat corect. Sunteți mai degrabă nemulțumit sau? Sau vă gândiți că ați scos un punct în teren greu? Cred că am jucat bine repriza a doua, dar când ai dezavantaj de două goluri, nu e vorba doar de dat goluri aici, ci și să nu primești goluri aiurea, goluri ușoare. La 2-1 ați împins mai mult. De ce n-ați putut în prima repriză să fiți? De ce n-ați putut să fiți mai incisivi în prima repriză? Avem și adversari în deplasare, ăla e motivul pentru care n-am putut forța, am încercat să facem asta. Apoi când ești în dezavantaj mai mare, riști. Trebuie văzut însă de ce am ajuns în această situație. Asta este marea problemă din punctul meu de vedere. Trebuie să fii concentrat să nu primești goluri așa de ușoare. Și apoi să alergi după adversar, după rezultat. Nu a fost prea schimbări, nu a fost prea drastic, 4 schimbări la pauză, trebuia să schimbăm ceva. Și cred că schimbările au ajutat. Am reușit să marcăm două goluri în repriza a doua și asta e. Continuăm. Analizăm acest meci și mergem, vedem mai departe ce e de făcut. Da, știu că mă gândesc că vă preocupă faptul că primiți goluri la fiecare meci aproape. Da, e ceva ce nu-mi place. Nu cred că există antrenor care să zică să fie mulțumit când primește gol. Vrem să îmbunătățim asta. În toate meciurile am reușit să marcăm goluri și trebuie să găsim balansul necesar să nu primim goluri. Ce puteți spune despre marcatori, Băluță și Daua? Baluța is a guy that I'm sure that he needs also to score to take some confidence because Baluța are nevoie de încredere și să marcheze. Știm ce calitate are. E un jucător foarte bun. This year he's scoring. Daua marchează mult în sezonul ăsta, sper să continue. To say about Mihai that he had his first game today that vreau despre Mihai să vorbesc. A jucat bine, având în vedere că am jucat în deplasare la CFR, nu e un meci ușor. Sunt fericit că a fost alături de noi. Mulțumesc suporterilor că ne-au susținut. Și asta e tot. Veți fi mai puternici cu Bârligea? Îl știm cu toții, are calitate și sunt sigur că ne va ajuta.